Ministrul familiei anunță că se vor face investiții de 50 de milioane de euro pentru înființarea a 150 de centre de zi, asumate în PNRR, destinate copiilor din familiile sărace. Ministrul Gabriela Firea îi invită pe toți primarii să depună proiecte pentru a putea ajuta cât mai mulți copii. Sesiunea de depunere a dosarelor a fost deschisă ieri, 7 noiembrie, și se încheie în 9 ianuarie 2023 inclusiv. Prin aceste centre sunt sprijinite familiile cu îngrijirea și creșterea copiilor în timpul zilei. Concret, în timpul zilei copiii au parte de mese calde, îngrijire din partea specialiștilor, educația adaptată vârstei lor, își vor face temele și vor primi consiliere psihologică. Seara se pot întoarce alături de părinții, bunicii și fraților. Cel puțin 10% dintre aceste centre vor fi înființate în zonele vulnerabile și unde comunitatea romilor este mai numeroasă.